Bună dimineața și bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Alexandru Petrescu și vă invit să urmăriți știrile orei 7. Nemulțumiți de reacția autorităților la acțiunile de protest organizate în acest an, sindicaliștii din poliție au reluat pichetările. Ieri, între orele 11 și 13, reprezentanți ai sindicatului Europol au pichetat în fața instituției prefectului Vâlcea. Nemulțumiți de salarizare, precum și de alte aspecte privind plata orelor suplimentare și asigurarea echipamentului pentru cei care trebuie să vegheze la ordinea și liniștea publică, membrii Sindicatului Polițiștilor Europeni, Europol, au început pichetările în data de 13 decembrie. În data de 14 decembrie, în Râmnicu Vâlcea, peste 50 de sindicaliști au protestat timp de o oră în fața instituției prefectului. Principala revendicare a lor este aplicarea legii salarizării, care prevede creșterea veniturilor etapizat în 4 tranșe. Însă cea de-a treia, din 2021, a fost amânată de guvernanți, lucru care ar urma să se întâmple și cu tranșa a patra, programată să se aplice în 2022. Am trezit cu câteva zile înainte de sfârșitul anului cu o ordonanță de urgență prin care ne-au fost înghețate salariile. Culmea este că aceste măsuri au fost luate exact împotriva bugetarilor care au fost prejudiciați până acum. Avem bugetari care sunt pe grila maximă din 2022, încă din 2018. Dumnealor, cei care au hotărât înghețarea, au intrat primii pe grila de salarizare încă de la 1 iulie 2017 și atunci nu putem accepta ca tocmai noi care suntem la 50% din grilă și oricum aveam o grilă foarte mică față de alte categorii, să în continuare să mergem cu aceste prorogări, înghețări ale salariilor. Suntem nevoiți din nou să revenim și să protestăm. La sfârșit de an, că după vreo 2 ani au constatat că n-ar mai fi bani, după ce ceilalți au ajuns pe grila maximă încă cu mult timp înainte. Domnul ministru Bode nu observă că și ale noastre sunt undeva, sunt la jumătatea grile de salarizare din la care trebuia să ajungem în anul 2022, adică peste vreo 2 săptămâni. Și atunci am zis să tragem un semnal de alarmă și pentru dumnealui, dar vedem că îl interesează alte subiecte, gen dacă au zburat porcii. Dacă nici de această dată vocile sindicaliștilor Europol nu vor fi auzite, aceștia vor acționa organizând alte măsuri de protest. Acuzat să mai facem anumite activități pe care le facem benevol, gen vom refuza să mai facem ore suplimentare. Vom refuza să mai facem acea așa zisă permanență de la domiciliu și vom refuza să mai desfășurăm activități legate de prevenirea pandemiei de COVID-19, activități care nu au fost prevăzute în fișa postului. Legea unitară, nedreptate socială. Legea unitară, nedreptate socială. Legea unitară, nedreptate socială. Avem o nouă alianță, banii zero speranță. Avem o nouă alianță, banii zero speranță. Polițiștii nu-și doresc decât să se respecte legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Ministrul Finanțelor a recunoscut că obiectul protestului este legitim și că trebuie aplicată legea salarizării. Cu toate acestea, până în momentul de față, polițiștii nu au nicio garanție cu privire la intențiile pe care le are guvernul în privința salarizării pentru anul 2022. După aproape o oră de proteste, subprefectul Victor Stănculescu i-a primit pe 3 dintre reprezentanții sindicatului Europol. Am luat decizia de a face acest protest preventiv cumva pentru a atrage atenția actualului guvern, actualei majorități, că noi suntem din categoria care am fost lăsați la urmă pe legea salarizării și să nu se mai întâmple ca anul trecut să ne trezim în aceeași situație după ce guvernul a adoptat o UG prin care ne-au fost înghețate drepturile salariale și alte drepturi. Ce pot să fac la momentul acesta este să transmit către Guvernul României, către Ministerul Afacerilor Interne, toate doleanțele dumneavoastră, bănuiesc că și liderii de la București, mai ales că în mai multe județe din țară astăzi desfășurați astfel de proteste,
sunt informați și o să informăm și noi că la nivel, la nivelul județului Vâlcea, sindicatul pe care îl conduceți a organizat acest proces, protest tocmai pentru a intra în normalitate cu ceea ce privește legea salarizării. Noi nu solicităm în primul rând risc salariare, ci doar aplicarea legii, ceea ce... Aceea monitare, am înțeles, am înțeles. Sau atât, nimic mai mult. Eu am înțeles. Că nu, păi nu, dar opinia publică are o astfel de impresie sau i-a fost insuflată o astfel nu de... Nu e vorba de insuflată. Vreau să vă spun ceva, poate este și o lipsă a dialogului. Nu dumneavoastră, cei care apar pe presa centrală, națională, liderii dumneavoastră, și, tot, și chiar și guvernul are o lipsă de comunicare uneori și una spun și scriu și alta se înțelege în spațiu public și asta e percepția publicului de ceea ce se hotărăște să se facă în, în instituții. După discuții, Ion Stuparu, vicepreședintele sindicatului Europol, le-a transmis participanților la protest mesajul subprefectului. Am vorbit cu domnul subprefect Stănculescu, ne-a asigurat că va transmite Ministerului de Interne și Guvernului doleanțele noastre, respectiv respectarea legii salarizării din 2017. În data de 15 decembrie, astfel de proteste vor avea loc și în Giurgiu, Botoșani, Satu Mare și Alba. Programul acțiunilor prevede ca pe 16 decembrie să fie organizată o acțiune de protest în fața sediului Ministerului Afacerilor Interne, iar pe 17 decembrie o pichetare a sediilor celor trei partide politice aflate în prezent la guvernare. Data de 13 decembrie s-a adeverit a fi o zi cu ghinion pentru câțiva locuitori din Bujureni și Dăiești, unde pompierii militari au intervenit pentru stingerea unor incendii care, din fericire, au produs doar pagube materiale. Dacă în prima zi a săptămânii unele localități din județ s-au confruntat cu inundații, în altele focul a dat de furcă pompierilor. În data de 13 decembrie, la ora 20:32 de minute, pompierii militari din cadrul ISU Vâlcea au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la o societate de confecționare a articolelor textile în localitatea Bujoreni. Până la stingerea incendiului, au ars ușa și trei ferestre aferente unei încăperi de circa 20 de metri pătrați, câteva obiecte de mobilier, precum și documente aflate în incintă, și au fost degradate un calculator, un monitor și instalația electrică. Cauza probabilă stabilită în urma cercetărilor preliminare este producerea unui scurt circuit electric din cauza utilizării unor circuite improvizate. În aceeași zi de 13, cu o oră mai târziu, pompierii militari au fost solicitați să intervină la o casă din localitatea Dăiești cuprinsă de flăcări. Până la stingerea incendiului, au ars acoperișul construit din lemn cu învelitoare din tablă pe circa 20 de metri pătrați, aproximativ un metru cub lemne de foc și circa 100 de kilograme de porumb depozitat în pod. De asemenea, a fost degradat tavanul construit din lemn și cercuială pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați. În urma cercetărilor preliminare, pompierii au stabilit că focul a izbucnit din cauza neprotejării termice a coșului de evacuare a fumului și gazelor fierbinți față de materialele combustibile. ISU Vâlcea reamintește că verificarea periodică și repararea coșurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii. Cerere foarte mare de brazi anul acesta în județul Vâlcea. În ciuda faptului că s-au scumpit față de anul trecut, mulți vâlceni doresc să-și cumpere de sărbători brazi. Scumpirile din ultima perioadă nu îi sperie pe vâlceni când vine vorba de cumpărăturile anuale pentru sărbători. O dovadă în acest sens este și faptul că cererea pentru achiziționarea de brazi este mai mare anul acesta față de anul trecut. Directorul Ocolului Silvic Băbeni declară că, deși cererea este mare, nu se vor tăia brazi în mod haotic, astfel încât să nu existe risipă. Cererea pe piață, comparativ cu anul 2020, este puțin mai mare, cu toate că e și pandemia. Noi valorificăm la persoane fizice, juridice, pomii de Crăciun, specia brad, avem culturi specializate prin care ne creăm venituri. E o activitate complexă, dar pomii de Crăciun îi tăiem, îi recoltăm în funcție de cererea de piață. Se recoltează o cantitate mai mică, după aceea, în funcție de cererea pe piață, tăiem, recoltăm pentru a nu avea... Mulți nu se strâng la buzunare când vine vorba de a-și satisface capriciile de sărbători. Unii cumpără chiar și câte 2-3 pomi de Crăciun. Totuși, vâlcenii consideră că prețurile sunt mai mari față de anul trecut. Vreau să cumpăr 3 brazi, unul pentru acasă și 2 brazi pentru șorumurile noastre.
cu Bubulina Home Design, perdele și draperii. Potrivit. Câți brazi vreți să luați? Unu, că suntem pensionari. Fiind pensionară, cum vi se par prețurile la braza noastră? Păi da, n-am văzut, nici nu știu cât este. Încă n-am văzut. Bine, omul spune de prețuri, sunt mari, domne, sunt mari. Sunt mari? Puteți să ne spuneți? Pe prețurile sunt mari pentru că, na, veniturile sunt mici, politicienii și-au tras numai pentru ei. Noi n-am scăpat de comunism. Că eu mi-aduc aminte, am prins vremurile alea când ne băgase la cartelă și tovarășii după vremurile alea își făcuseră magazinele lor, aveau de toate. Și lapte de cuc. Nu. Sunt azi un pic mai scumpe decât anul trecut. Da? Da. Anul trecut a fost 70, 75, ceva de genul. Îmbucurător este faptul că la ocolul silvic din Băbeni se vor planta alți brazi, astfel încât să existe întotdeauna resurse. În perioada 10-19 decembrie, Asociația Eva Prestige organizează campania umanitară Fotografii pentru Mrs. Crăciun. Aceasta este adresată în special copiilor cu risc de marginalizare și excluziune socială din județul Vâlcea. Asociația Eva Prestige a început, pe data de 10 decembrie, în mall-ul din centrul Râmnicului, campania umanitară Fotografii pentru Moș Crăciun. Prin această campanie, membrii asociației vor să aducă zâmbetul pe buzele copiilor în prag de sărbători, în special celor care nu au o situație materială bună și nu își permit o ședință foto completă. Lucrând în domeniul de evenimente și de fotografie, ne-am lovit de multe ori în cadrul în școli, ne-am lovit de situații în care spuneau copiii nu putem să facem poze pentru că nu ne permitem să ne luăm un album, nu ne permitem, și atunci noi eram nevoiți din punct de vedere economic să nu le facem aceste poze pentru că era o societate, și atunci am înființat această asociație ca să putem să obținem sponsorizări, să putem să facem gratuit și la acei copii care nu își permit, sunt marginalizați, să spunem așa. Campanii caritabile o organizăm de un an de zile, de când am înființat această asociație. Genul acesta de ședințe gratuite este prima ediție în acest an. În anul următor intenționăm să organizăm încă 3 campanii de genul acesta. Părinții copiilor sunt încântați de această inițiativă a Asociației Eva Prestige, fiind conștienți că o ședință de fotografii completă este în mod normal destul de costisitoare. Pe de altă parte, copiii au fost impresionați de cadrul de poveste, care te apropie și mai mult de atmosfera Crăciunului. Este o campanie destul de folositoare, mai ales pentru copilașii care nu au posibilitatea să-și facă poze, albume și tot ce ține de această campanie. Eu am venit datorită băiețelului, că nu am mai scăpat de el. El singur a luat pliantul de la doamna și m-a pus acasă să sun, să-l înscriu. Îți place să faci poze? Da. Îți place locul aici? Da. Mi se pare frumos? Da, mi se pare frumos. Ai făcut poze? Da. Da. La grădiniță, în da. Fiecare an. Acasă face mereu poze. Da. Ție? Îmi place. Este o inițiativă lăudabilă, mai ales că în contextul actual în care se pare că doar aerul nu s-a scumpit în România, o asociație se gândește să le facă o bucurie și copiilor care nu provin din familii înstărite. Sărbătorile de Crăciun trebuie să însemne fericire, bucurie, cadouri și să învățăm să dăruim mai mult decât am făcut-o până acum. Da, da. Necondiționat, adică să nu condiționați de un profit sau de un, pur și simplu să dăruim. E o satisfacție, o bucurie că poți să oferi ceva cuiva, indiferent dacă are posibilități sau dacă nu are posibilități. E o plăcere pe care cred că fiecare ar trebui să încerce acest aspect. Să nu ne gândim doar la partea financiară. Știu că e primordial această parte financiară, dar totuși să facem și o
să punem un pic stop și să încercăm să facem și activități caritabile. Cei mici sunt așteptați în număr cât mai mare să vină și să se bucure de o ședință fotogratuită. Pe lângă fotografii, organizatorii evenimentului au declarat că au pregătit și alte surprize, astfel încât copiii să se bucure de o experiență de neuitat. S-a tras cortina peste spectacolul oferit în turul campionatului de cele 14 echipe din Liga 4-a Vulceană la fotbal. Pe cea mai înaltă treaptă a podiumului se află Cozia Călimănești, formație care a încheiat anul cu a 13-a victorie din tot atâtea posibile. Ultima victimă a echipei lui Vasile Ilinca este Sparta Râmnicu-Vâlcea. În Liga a 4-a Vâlceană la fotbal a fost programat cel mai așteptat derby al acestui sezon. Lidera Cozia Călimănești, în echipament albastru, a primit vizita ocupantei poziției a 3-a, Sparta Râmnicu-Vâlcea. La capătul acestei etape, a 13-a, s-a tras cortina peste spectacolul oferit în turul campionatului de cele 14 echipe din eșalonul de elită al județului. Elevii antrenorului Vasile Ilinca s-au impus cu 2-0, prin golurile înscrise de Alexandru Uță și Nonis Duca, victorie în urma căreia echipa din stațiune a stabilit un veritabil record, 13 victorii din tot atâtea posibile. În același timp, Cozia are cel mai bun atac, 75 de goluri marcate și cea mai bună apărare, numai 4 încasate. S-au bucurat prin prezența pe foaia de joc la acest ultim succes pentru campioana de iarnă, portarii Bogdan Buzilă și Alin Dina, precum și jucătorii de câmp Narcis Adrian Mazilu, Ionuț Bogdan Lăzărescu, Marian Constantin Chiripuș, Gabriel Robert Tănăsie, capitanul Alexandru Ștefan, Nonis Duca, Alexandru Uță, Cătălin Moldoveanu, Silviu Rădoi, Adrian Sârbu, Alexandru Chiripuș, Ionuț Ileana, Ioan Barbu, Rareș Busuioc, Florin Popa și, nu în ultimul rând, antrenorul Vasile Ilinca, precum și delegatul Gheorghe Andreescu. Știrile dimineții se opresc aici. După o scurtă pauză, Mădălina vă invită la matinalul Fii Antenă. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu principalele evenimente ale zilei la ora 15. Pe curând!